2015. Ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară a Consiliului Local prin dispoziția numărul 14/2/2019 a domnului primar. Din cei 15 consilieri sunt prezenți 13, deocamdată, domnul Neniu a anunțat întârzie, și anume domnul Neniu și domnul Petrișor Claudiu, care are o problemă personală, care nu a venit. Fiind prezenți, așadar, da. Majoritatea consilierilor face constituită și scoate în lucrările. Astfel cum ați luat la cunoștință, din invitația transmisă, sunt 9 puncte pe ordinea de zi, dintre care 5 proiecte de hotărâri, 6 și 3 rapoarte de activitate ale diferitelor compartimente din cadrul aparatului de specialitate. Având în vedere opțiunea domnului consilier din ședința ordinară, prin care domnul Neniu a fost ales și faptul că acesta întârzie, până ajunge, îl invit pe domnul Damian să preia conducerea ședinței. Înainte de a intra în ordinea de zi, supun la vot proiectul ordine de zi. 13 voturi și cele și procesele verbale ale ședințelor care v-au fost comunicate. Dacă sunt discuții la ele? Nu. Intrăm atunci în ordinea avem și noi invitații, dăm doar la sfârșit cuvântul sau la început. Nu vrei tu. Da? La sfârșit. La sfârșit? La sfârșit. Domnul Butnaru Mihai, nu? Da. Și celălalt? Cristi. Dorneanu Cristi. O să încep. Primul proiect. Proiectul de hotărâre privind planul de asigurare resurse umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situației de urgențe pe anul 2019. Au cuvântul domnul Bucutaro. Ari Savorade. Dacă sunt ceva discut, dacă nu să mergem la rog. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. 3. Da. Proiect privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor pentru Comuna Oitus actualizat. Are cuvântul domnul Butucaru și... Aviz favorabil. Domnul Vântură? Aviz favorabil. Comisiei Cultură, să ia altă eu. Dacă sunt discuții... Da, nu este cunoscut, dar a fost actualizat. Atunci să treci la altă. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? 13. Trecem la punctul 3. Proiect privind, proiect de hotărâre privind aprobarea acțiunilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă conform legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Da, domnule. Eu am citit materialul. Am văzut acolo orele sunt destule. Nu știu dacă o să avem bani să acoperim, să plătim acești oameni. De unde o să găsim resurse să plătim acești oameni? Că sunt unii care, într-adevăr, sunt care muncesc și avem ce face cu ei, dar sunt unii care stai frunză la căi. Pe șleapă. Iar alții chiar nu merită. Ar trebui trimiși din nou la medici să vadă, într-adevăr, dacă sunt bolnavi, dacă nu sunt bolnavi și să vedem care e problema. Atât am avut. Adică
Hai, domnul David. Azi discuți. Da, terminat. Domnul Dorel. E vorba aici, trebuie ca în câmpul de stărea face vreo comun din tabela. Am să spun plus, cu sucuri, cu stații, nu sunt. Deci, e vizită, nu? În trecut, dar stații nu s-au curățat. Care stadionul? Am întrebat. Care stadionul? Nu s-au curățat. Și la fără, și când noi pus, și la mine a părăzut. Eu dau zăpada, nu, curăța cu asta. Și ai dat numai tu zăpada în vizită. Nu, păi, atât cu tine, atât cu lamă, nu spune că nu se poate cu tine. Deci cu lamă în față, dar un om cu stație, e zăpada. Înțeleg, da. Vreți să spun și acum, este iarul care este crescut prin întrebări în sus? Dar nu numai zăpada. Trebuie să văd sus și dacă nu ai așa. Am mai fost când eu, am mai fost când eu, am mai fost și eu, am mai fost în părăsare. Domnul președinte, da, am rugăminte, dacă votăm primul amendament, avem niște oaspe și ca să noi ținem să dăm cu cuvântul. Mai sunt două proiecte. Hai, domnule Larian. Măcar să terminăm punctul acesta. Mai sunt discuții? Nu. Atunci, pentru favor, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Preste. Hai să mai avem trei, hai să terminăm. Hai să durează mult, domnule. Lăsați-i să vorbească. Discuția durează mult aici cu domnii. Ascultați-mă. Așa am prevărat și noi, și v-a rezolvat un pic. Da, mă, și ce vreți. Da, mă. Deci la punctul 4. Domnule, mă. Da. Da. Trecem la punctul 4, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. A fost? Nu. A Consiliului Local al Comunei Ortus pentru perioada martie-mai 2019. Da. Vă rog, luați cuvântul. Comisie. Toate cele trei comisii. Noi am luat domnul Gureanu, domnul comisii, nu? E domnul Damian. Dar mă, hai să nu zice atâta. Nu știu, domnul Gureanu. Nu, nu, nu. Nu? Să nu avut. Deci, comisii, ce-au spus? Pe domnul Damian l-am propus președinte și pe domnul Vântur, domnul locuitor. Bun. Alte propune? Damian. Tu ești la cultură. Am zis domnul Gureanu. Președintele comisiei. Noi am votat pe domnul Damian. La comisia de... Da, da. Eu propuneți pe domnul Damian. Cine este pentru domnul Damian? Bun, deci hai să facem... Deci, vreau să la vot prima propunere, da. Da? Da. Cine este pentru domnul Damian să fie președinte și domnul... Da. Toată lumea, da? Toată lumea, da? Deci, în unanimitate s-a votat... Bun. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor privind aplicarea instrumentului plătește pentru cât a avut. Inițiat Consiliul Local Petrușor, Claudiu și Localul Bogdan. Domnul președinte, vă rog la scurt. Pentru că domnul Petrușor nu este ceam, consider că trebuie să-l amânăm pentru luna următoare, pentru ședința următoare. Sunt eu aici, domnul Bogdan. Da, domnul Bogdan. Da. Da, da, da. Ce mai există în noțiunea legală de amânare? Inițiatorul poate să-și dragă vârta de sunt eu aia, nu știu, știu, dar vă dacă scrie și eu. Pot să vă, dacă aveți întrebări, adică scrie și eu. După cum ați observat, proiectul de hotărâre nu a fost semnat de legalitate, nu că ar fi fost nelegal, ci datorită faptului că din informațiile primite de la ADIS, urma să fie aprobat actul adițional numărul 3 la documentul de poziție, care reglementa ceea ce s-a inițiat în proiectul de hotărâre. Având în vedere că ședința AGA încă nu a avut loc, din păcate am înțeles la domnul primar că va avea loc mâine, nu pot să zic că deja s-a aprobat, întrucât nu a fost. Prin urmare, dacă dumneavoastră veți hotărâ să votați, voi contrasemna hotărârea. Și mâine se vede la maga. Dacă îmi permite, în principiu, exact ceea ce a cerut domnul Petrișor, cam asta se întâmplă. Păi asta se întâmplă. Acum, și atunci așteptăm hotărârea, să vedem ce hotărăște AGA și apoi noi putem deci, vota. Deci cam ce a propus domnul Petrișor, cam asta este și...
și la Consiliul la ADA și se, eu o să merg și susțin din partea primăriei exact. Deci am luat în considerare proiectul și cam în general la 6 cine așa plătește, deja s-au făcut, avem acum, s-a scăzut cantitatea, mâine o să votăm și să luăm de acolo de la agenție, deci noi, contractul și banii și sper să scadă cantitatea de gunoi, că plătim foarte mult, că nu reușim să scadă. Asta e interesant. Cantitatea de gunoi la agenție. Singura funcție să fim aici. Da, este colectarea selectivă. Nu mai cum să reduci cantitatea de gunoi. Și prețul. Oricum, este o inițiativă bună. Dacă se e bună, așa se, deci principial așa se procedează, așa se proceda. Mai găsit da. Și dacă ne amintim, în ședința din decembrie 2018, am avut pe partea de zi taxe de salubrizare. Întrucât prețurile erau mari, am cerut amânare și s-a amânat ședința pentru o ședință extraordinară care a avut loc pe 4 ianuarie 2019. La ședința din ianuarie, din 4 ianuarie, domnul Cătășor n-a fost prezent și chiar ce s-a trecut în proiect, asta s-a discutat. Dacă ne amintim. Da. Deci să mergem la cantitate. Mi-a spus că am fost invitat domnul director Sedu. Știa că urma să fie aprobat. Da, da. Și deci... Și mâine s-a dat domnul. Haideți să spunem la vot proiectul. Da, domnul. Da, domnul. Mulțumim, domnul. Am fost. Domnul inginer, vă frumos. Una din măsurile care ar putea reduce taxa de salubrizare este colectarea selectivă. Separarea gunoiilor menajere de celelalte trei tipuri de gunoi care de deșeuri care trebuie colectate selectiv. Vreau să vă spun că în 2011-2012 s-au construit pe teritoriul comunului Oitus 50 de platforme ecologice care trebuiau să fie să deservească aproximativ 200-300 de persoane din comună. Acolo trebuia să facă colectare selectivă. Pentru funcționare, pentru a putea funcționa, trebuiau dotate cu containere de 2000 care nu s-au. Deci să avem în vedere să cumpărăm containere sau să discutăm cu avisul și cu cine mai trebuie să doteze toate cele 50 de platforme. 40. Da. Să le dotăm, pentru că să putem face colectare selectivă. Siret, care a fost la Tercosus. Și atunci, domnul primar, noi nu putem să votăm proiectul ăsta, dacă ba, da. Putea despre aceeași treabă. Dacă vreți, pot să aprofundez puțin discuția asta. Deci, la nivel de aviz, a venit o firmă din București, ne-a făcut și nouă propunerea, înștiințarea, acum se discută la Bacău, ei și ne aduc containerele la cetățeni. Acum se discută. Vrea la fiecare cetățean să ducă încă două containere pe culori să se facă selectarea la nivel de comună. Că vă spun sincer, noi am pus containere selective. Mergeți să vedeți în fiecare săptămână, facem curățenie, că nu le bagă înăuntru, pe lângă hârtie, gunoi și alte, pune și saci de gunoi și toate astea. Și zice, dar ce, eu mă duc până acolo și credeți-mă că la ora actuală avem de încasat 100 de mii de lei de la rău platnici. Că zicem, nu ajunge mașina în vârful muntelui, dar noi am pus jos containere. Ca să-l ducă la Muncei sau în pădure sau asta poate, dar ca să-l aducă jos la stradă unde avem containere, nu se poate. De-aia am rugămintea la nivel de știu eu, circumscriție, unde să avem consilieri. Mai facem puțină publicitate. O să fac niște fluturași, ca să-i dăm la oameni, să le spunem și ce amendă. Că eu am plătit amendă de 15.000 de lei pentru Munteanu. Și poliția locală nu prea își face treaba. Eu sunt foarte supărat pe poliția locală. Vreau să luați și dumneavoastră în calcul. Ori o desfințăm și plătim gardă, luăm știu eu, pe altcineva să ne facă servicii, pe aceea pur și simplu nu știu de nicio. Bolția locală e sub ordinea voastră, domnul primar. Nu trebuie să ne împlângeți la noi, da, domnule, sub ordinea mea, azi am dat viceprimarului să-l sancționeze că e situații de urgență și am spus lui Tibi să vină la treabă, nu că era liber.
El nu vine, are liber, el este stat în stat între el și domnul Ozul știe, a avut 7 procese. Toate. Dar dacă analizăm astăzi și activitatea poliției locale, de ce nu sunt aici niciunul direct? Păi uite că, uite că n-a vrut să vină, tocmai de-aia a fugit, că el are programare ca să nu vină să discute activitatea lor. De anul trecut știți de câte ori l-am chemat și v-am rugat ca Consiliul Local să luăm, să luăm inițiativa. Hai să-i desfințăm dacă nu-și face treaba. Ați preferat, ajungem atunci, acum suntem la alt... Dar ca să știți că... Da. Vă mulțumim. Nu vă lăsați pe redatul ăsta care vin de plastic. Sunt gratis, nu se pătrează. Domnul Ungureanu. Un pic, dacă vă aveți ceva de spus la scris la cuvântul, domnul Ungureanu? Nu, asta nu știu, da? Ce din poliția locală? Da, domnul Acustu. Domnul primar, dumneavoastră din noi precizări. De ce nu sunt trecut din raport? Aceste precizări, care noi le știm de la tot, inspectorul de mediu noi cunoaște? Deci, el... Da, el, două rând, v-ați scris pe un raport? Ieri am primit de la asta, de la ADIS, am primit exact formulare cum se face exact. Dar inspectorul de mediu a fost prezent în ședința din 4 ianuarie 2011. Și a luat până în timp ce a discutat în zon director ce se poate. Acolo a fost în principiu. Sperăm că scăpăm și de acest punct, atunci o să ne... Nu de scăpat, adică sunt consider că, fiind din meserie, trebuia un raport detaliat să înțeleagă orice consiliere că nu discutăm de această situație. Nu mai e nevoie. Nu discutăm discuții. Eu spun că o să se rezolve. Tot atâta este. Pentru că deja cantitatea de când urmărim și când am făcut un tabel, deja... Mai bine mașina de la Pâncărești? Nu. De acum avem tabel, numai mașini pe raza comune au venit la jumătate, deja o să le reducă că ei de acum a venit să facem noi științare cât gunoi este selectiv, ca să nu mai trimită două mașini pe ăsta. Noi trebuie să-i anunțăm. Sâmbătă a fost un reportaj cu municipiul Onești, primăria municipiului Onești, grămezi, munți de gunoi ajung la nivelul parterului. Da, sunt, pentru că se poate să plătească. Au dat 3 milioane de euro. Ei au plătit aproape 3 milioane. Ca să poată să înceapă activitatea de colectare. N-au plătit. Primarul a spus că am auzit interviul. N-a plătit. Acum când intră bugetul, s-a înțeles cu firma s-a vizare să ia gunoiul. Poate el să lauda că s-a plătit. El totdeauna să laudă noi. Noi întâi facem și după aceea. Dar el să laudă și după aceea plătește. Noi deja am plătit în două tranșe și urmează să recuperăm banii. Și au venit deja să ne controleze că de ce a scăzut cantitatea. Dar ei treceau din burtă cantitatea și într-o parte și în alta. Acum când am urmărit că mașina, după ieșirea pistonului, cu aproximație vezi dacă e jumate, un sfert și la volum, să vedeam cam câtă cantitate este. Și am cerut să le dea la kilograme. Ei odată le dea la volum, la metri cub, odată la kilograme și acum... Trebuie să controlează. Vine cu notă de cântare, am făcut decizie cu domnul viceprimar, poate care bine. Se duce de acum prin sondaj, dar nu se face de o zi de alta. Dar sper să reducem cantitatea și atunci la anul scăde prețul. Că nu mai dăm toți banii, dacă adunăm mai mulți bani. Vă mulțumim, domnul primar. Mai doresc cineva? Eu asta vreau să zic. Da. Propun să supunem la vot și să votăm proiectul ăsta și dumneavoastră puteți să mergeți să spuneți de la inițiat procedurile care se vor discuta de mersul desfăcut de ianuarie. Da, să văd ce să mai am făcut de mersuri, dar n-a fost nimic a scris domnule. Vorbe am avut multe. Dar este în ședința ca domnul Bogdan. Da. Aflăm în răspunsul, da. Hai să supunem la vot proiectul în forma care a fost propus. Cine este pentru? Da, e bun. 2, 5, atât? Da. Tu ești pentru 6. Restul 9 împotrivă? Abține. Abține? Da, domnule. Da. Da. Deci vacare pentru a fost Floroiu. Da. Deci la următorul. Stai un pic să poți semnezi. Cu câți ai? Haideți, ridicați-vă de sus care vă dă.
Domnul Ionel? Ionel? Domnul Osoroș? Da. Erați da. Pentru, da? Da. Da. Da, trecem la următorul punct, punctul 7, raport privind starea economică, socială și de mediu al Comunei Bâscă, nu, proiectul 6. Proiect de hotărâre privind publicarea din oficiu a contractului de achiziție publică și de concesiuni închiriere pe situl primăriei Comunei Bâscă, județul Bacău. Da, domnul viceprimar, domnul Anel, domnul Anel, aș vrea să consemnați aici, nu s-a precizat nici că favorabil, nici că La data redactării nu știam exact. Da. Vă rog discuții. Da. Domnul Bocaru, te rog. Eu zic un proiect bun, nu avem nimic de ascuns, cetățenii trebuie să vadă. Proiectul prin care să publicăm pe site toate contractele că se încheie la primirea Uitos. Și nu e ceva de ascuns, adică sunt lucrări care se fac din bani publici și cetățenii poate să vadă ce... Nu e un secret. Nu e un secret. Și până acum... Da, domnul inginer, vă rog. Pentru că am, la avizare am votat nu, vreau să motivez acest nu. Contractul economic este un parteneriat între două firme. Trebuie să-i întrebăm și pe aia dacă vor, care semnează contractul de partea cealaltă. Noi primăria scriem acolo, da. Dumneavoastră vă dați seama că furnizăm date confidențiale pentru publicul larg. Nu sunt date. Dacă, bă, da, acolo scrie cine reprezintă unitatea, ce cont numeric are pe buletin, ce număr are la buletin, ce cont are în bănci, așa mai departe. El poate nu vrea. E confidențial, nu. Nu e confidențial, domnule. Ba da, dar e confidențial. Noi oricum toate cheltuielile și toate contractele lucrări și facem... Nu sunt de acord. Lunar vă vădăm, avem acum purtători de cuvânt și se bagă absolut totul. Dacă vă uitați pe site, îl vedeți ce bani ai cheltuit de la cuvântul. Ce firme i-a punte acum? Vasile, Ioană... De ce? Dar dați-mi o lege prin care scrie că nu sunt, nu e voie. Păi asta este, că s-a făcut cu firma cu atâția bani și cu atâta asta. Asta se... Aia se face, dar nu... Nu știu de ce... Nu greșesc, de ce mă opuneți? Păi legea nu-ți dă voie ca să... Nu, că domnul... Păi da, acum... Transparența decizională, dar puteți... Are da, dar nu poți să-i dau da, firme. Îi dau firma, da, firma cu tare a făcut, dar nu să dau firma... Să scoateți legea prin care nu aveți voie să publicați. Păi datele astea nu avem voie să publicați. Confidențiale. Știți, nici dumneavoastră nu pot să vă dau, că acum... Bun, o să... Un domnul Vacaru Bogdan, dar nu CNP sau ăsta. Acum, deja implementăm un ăsta... Dar pentru consilier nu e vorba de CNP aici. Aici era vorba să vedem cine prin ce firme iau lucrările. Nu trebuie publicat acum toate... Dar poate să publicate și cheltuieli și absolut tot. Eu nu știu de ce... Una sunt cheltuieli, una sunt contracte, da. Dar când cheltuieli nu-i contract... Da, nu sunt specifice pentru cine a luat contractul acolo. Da, vă mulțumesc, domnul. Domnul secretar. Domnul Apostol. Domnul secretar, nu e semnat de legalitate. Acum a fost semnat. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu, vreau să spun. De exemplu, știm și am, de la începutul mandatului am spus, de exemplu, primăriei trebuie să existe transparență totală. Dar, din moment ce există legi în vigoare care reglementează acest serviciu, nu văd oportunitatea unui proiect de hotărâre. Dar, susțin, transparență trebuie să existe în primărie. Să vă mulțumesc pentru vizionare.
Da, vă mulțumesc. Spune la vot atunci, da? Dacă v-ați discuții. Un vot, da? 3 pentru. Restul se abține. Da, da, postul. Da. Da. Abține. Tu? Abține. Contra. Contra. De ce să vedem, doamne, pe aici? Împotrivă? Împotrivă? Mai e cazul. Da. Scap din țară, din noroi. Așa, doamne, dar cum poți să te dăm, fără să-l întrebi, dai date domnul. Da, să facem discuție după, domnul Ce. Am înțeles. Trecem la următorul punct, punctul 7, raport privind starea economică socială. Domnul, vă frumos. Continuăm ședința. Raport privind starea economică socială și de mediu a Comunei Oiuz ca anul 2018 și programul de dezvoltare economică socială a Comunei Oiuz pe 2019. Domnul primar, dacă ne spuneți câteva cuvinte. În fiecare an știți că facem ce industrie avem, ce crescători de animale, ce câte gospodării, câte locuințe, așezare. Raportul prezintă aici o situație neclară pentru mine și sunt date eronate referitor la populația totală a Comunei Oiuz și a numărului de gospodării. Nu am avut niciodată 4.798 de gospodării, nu vreau 3.600, n-au fost. Iar peste 11.000 de locuitori n-am avut. Stabil. N-am avut niciodată. Și am fost și eu primar 16 ani. Nu, acum ne plângeam că avem 6.000 care plătesc cu noi, acum sunt 11.000. Deci, domnul consilier al dumneavoastră, să vină să vedem de unde a spus datele astea. Nu sunt certe. Dacă facem așa o grafă... Au fost și casele de vacanță? Nu se poate, nu avem 1.000 de case de vacanță, stimate domn primar. Nu avem. Deci, din statistică de la agricultură, dacă vreți să chemăm și vă spunem. Uite, de exemplu, la statul Hârj avem 570 gospodării cu 422 de locuitori. Aici se explică faptul că sunt case de vacanță care nu sunt locuite permanent 12 luni din 12 luni. La fel, Poiana Sărată, 519 gospodării cu 345 locuitori. Se explică și aici, se motivează de ce. Dar în rest... E bine, domnul Osoroș, trăiește natalitatea în comună. Dragă, dar n-avem... Crezi că au fost 65 de naște de 170. Ne plângeam că n-avem locuitori și acum... Asta, eu nu las așa situația asta, asta nu trebuie importat raport, nu trebuie importat raport. Nu trebuie importat raport, nu trebuie importat raport, nu trebuie discutat. La mine în birou. La mine în birou. Da, scuzați. Nu trebuie importat, dar... De la un raport ăsta s-a ajuns și la prețul la bunuitul ăla. Da. Da, vă mulțumesc, domnul Osuraș. Da, mai era cineva discuții privind la raport, dar domnul Apostol. La activitatea stării civile, ceea ce a spus și domnul, nașteri 65, de ce sunt 117? Aproape dublu, ca să arătate. Îngrijorător. Datorează și faptului, sunt plecați foarte mulți în urmă. Nu vorbesc cu populație, vorbesc că nașteri 65, de ce sunt 117? Da, dar nașteri nu sunt registrate toate aici. Sunt și la urmă, și la urmă. Astea sunt nașteri, certificate de nașteri, se eliberează primăria de 2000. Vă dați seama că cei mai mulți copii se nasc în maternitate, foarte puțin păi să nască aici ca să... Păi și nu noi, nu scuteam... Păi de la Onești? Nu pot să iei, dar... Nu pot să iei, dar nu interesează că s-au regentrat la aici, domne. N-au evidență, nici alocația de stat 0-1 an, nici... N-au evidență, pentru că nu se ocupă răspunde. Cei mari de la alocația de stat, nu trec pe aici. Domnul primar, lucrări, servicii și produse revăzute în lista de investiții pe 2018. Sunt trecut după aici, doamne. Consider că, după aprobarea bugetului, ar fi bine să continuăm într-o ședință, să stabilim priorități. Deci, dar nu vrem să le continuăm toate, dar dacă nu s-a aprobat, asta e, sau până s-a aprobat, s-a anulat autorizația. Trebuie să luăm nou. Da, dar la aceste investiții... Banii să pune în nou.
exact, da. Ori la buget, aprobați bugetul, pentru exact pentru investiție. Eu dacă n-am bani aprobați la buget, nu pot să continui investiția. După când aprobați bugetul, o să vedeți exact pentru ce s-a alocat banii. E la mâna dumneavoastră. Mai avem discuția asupra raportului de dumneavoastră. Mai sunt din avertențe, sunt de corectat. O să copiez domnul primar raportul, bănuiesc, nu? Am să... O să le trimite, măcar să avem informațiile corecte date, dacă s-au făcut obiecțiuni. Da? Vă rugăm frumos. Bun. Trecem la următorul raport. Raport privind activitatea asistentului personal desfășurat în semestrul 2-2018. Intocmit consilier asistent Lungu Daniela. Doamna Lungu Daniela a avut o urgență, a trebuit să meargă cu soțul la urgență, poate să cunoaște, dar știți că avem nouă asistență. Nouă asistență. Nouă asistență. Să discuți asupra raportului? Acum am mai aprobat știțarea pentru... Și acum așteptăm bomba de la nivel de guvern să vedem cum e cu ajutorul la oameni cu bani. Am înțeles că deci a fost niște de primărit, da? Cu bani cu tot. Dar nu nimic, n-am primit, când ăsta o să vedem atunci. Că peste tot este destul de grav, să, poate suntem nevoie să reducem din personal sau să-i trimitem pe fiecare să facă reducem salariile. Să facă, reducem salariile. Da, ceva trebuie să facem, că dacă nu mai dăm asta, nu mai putem face nici lucru comun. Da, analizăm și o să vină. Când o să vină decizie. La buget, tot pe marea asta, bine? Bine și o să decidem atunci. Da, vă mulțumim, domnul. Raport privind activității desfășurate de polițiștii locale a primăriei Vaduz în perioada 01 ianuarie 31 decembrie 2018. Am înțeles că, deci să se trage la discuții, nu? Ca de fiecare dată să retrag, știți, și anul trecut am chemat, n-au vrut să vină niciunul. Acum sunt majoritatea plecați pe situație de urgență, cu doctorii pe traseu ca să poată să facă inventarierea. S-au dat câteva amenzi, câteva scrie în raport, s-ar putea mai mult. Cam asta. Domnul primar, n-au fost în stare într-un an de zile să facă o adresă către IPJ sau la drumuri naționale, exact cum a spus și dumneavoastră. Pentru ce? Pentru să mute de acolo la central, să mute trecerea părcăreia din trecerea din pierdon. Pentru că copiii urcă în pantă și coboară jos în șanță în partea cealaltă. Oare chiar nu vede nimic. Am văzut și MCB-ul ăsta care în fiecare zi din 3-4 ori trece. Oare chiar nu se vede? Sau să pună mașinile parcate pe partea dreaptă spre Onești, când ești de pe uliță, să nu vezi nimic acolo, să nu poți să treci. Chiar sau n-am văzut odată la școala numărul gimnazial numărul 1, un polițist comunitar să stea acolo așa să vadă. Deci noi numărul 1 de sus, Se vadă acolo, se vadă să asiste cum trec copiii. Vine educatoarele, doamnele învățătoare și profesor cu copiii din mână și stă acolo așa să asiste cum trec șoseaua copiii. Nu se poate, chiar au vrut echipament le-am. Au vrut Logan le-am cumpărat. Ce mai vor? Să-și facă treaba, doamne, pentru că doamne, iată mă ce. Păi, să nu-și murdărească pantofii, că nu se duc pe râu să vadă, să o împutea cu bunoaie râuul jos. Aia nu văd. Nu se poate chiar așa. Nu știu, luăm o hotărâre, ori îi desfințăm, ori vedem ce... Dar nu trebuie desfințat, dar trebuie înlocuiți. Eu personal am atras atenția nu știu de câte ori. Eu personal și ea... Aici că eu au șef. Serviciul de ăsta e foarte greu, eu știu cum am un bai de capul. Eu știu că era în consilier, domnul Osoros. Dar persoanele nu-s bune. Nu mă alțizăm de ăștia afară, să mă angajamată. Da, domnul primar, haideți să-i trece situația de urgență, hai să-i invităm să discutăm, n-au ce au de gând să facă. Într-adevăr, serviciul trebuie păstrat, cum să-i sfințăm un serviciu, că nu sunt oamenii buni. Următoarea ședință în convoc, el l-am rugat ca coleg, nu ca șef,
să vină că e situație de urgență. A zis, e ziua mea liberă, eu nu vin. Apoi am înțeles. Îi fac hârtie. Îi ruga să vină la următoarea ședință, domnul primar, faceți invitație scrisă. Că apare în fiecare zi. Scrisă și discutăm. Ce a adăugat în raport. Se ține legătura cu directorul școlii. Și acum câteva zile, chiar tot ține legătura, a fost un accident. De câte ori a rugat să meargă exact cum spune și domnul Vacă. Acolo, domnule, 50 minute să apară acolo. În fața mașinilor. Începem degeaba singur noi. Începem degeaba, trebuie să-i invităm, invităm și notăm ce avem de zis și discutăm cu deci. Chiar aș vrea să știu, domnule, că dacă a fost vreodată... Da. Nu sunt în sub. Ce-au trecut ei raport aici. Le putem pune întrebări. Da, mai vreau și mai avem și discutat, domnul. Domnule consilier, dacă am citit raportul, așa, mare, eu am citit raportul, exact, deci activitățile și cu să raportul scoate în evidență că și-a putea activitate. Eu nu spun să spun altceva, dacă am citit raportul, dacă vă uitați ce scrie aici și sunt în ținut adevărat, nu pot spune că și-a făcut datoria. Dacă aveți pentru dânsi și cineva să i-ați invitat, da, frumos, dacă aveți ceva de dânsi și tot Consiliul, domnul Consiliu. Am fost și noi, că am fost și noi, că am nu vorbești tot Consiliul, vorbești tot singur. Era un singur care am zis că vă supăr cu mine. De ce repermiți-mea dacă nu vă supărați că... Două minute, aceeași problemă a venit pentru gazele. Bă, că nu se discută... Nici domnul Bunar, nici pisomul, nici pisomul. Nu se discută în ședință, nici probleme economice. Numai că nu ai, nu ai. Gazul vine și este în Ardeal, trei țigani, dacă au un căsun acolo, le duce contul de gaze. Gazele sunt cât lumea în țara asta. Lăsați-mă un pic să vă spun. V-am zis și data trecută proiectul, până nu se realizează de un an jumate, să lucrează la extindere. Până nu se termine extinderea respectivă, nu poți face altă extindere. Pe cum? De anul trecut e lansată și... Dar eu am spus tot ce răzbunea să le-ați dat ori de registrare. Nu am niciun răspuns. Mă, că zic, băi, văd că nu înțelegeți. Cererile ar trebui făcute toată lumea. Cereri ca să am cereri. Pe baza asta, pe baza asta vine cei de la... Nu discutați deloc problema asta. Și o problemă energetică, economică. Pădurea s-a terminat, gaze sunt cu voi. Ce facem acolo? Stăm și cine trebuie să facă treaba asta? Am spus că s-a aprobat. A câștigat licitația? Te-am câștigat, dom'le, când s-a făcut proiectul de 3 ani, de 3 ani, mă duc eu la ușa lor. De 3 ani, nu se mai poate schimba. Mă duc cu un curcan să-mi tragă mie. Păi așa spun, păi așa spun, dar dacă... Uite, mergeți ca să vedeți cine a câștigat, mergeți la vâscă, eu nu știu să vedeți toate datele. Și apoi să-i ajut, dom'le. Păi, dar începe, credeți că-mi bate din palme? Păi, dacă s-a câștigat, are aprobări de la mediu, când s-a câștigat o licitație, începe lucrarea. A luat-o unul și când a văzut câte aprobări sunt, a renunțat. A luat-o altul și acum de un an și ceva umblă după aprobări. Și înseamnă că eu mai trebuie să... Noi am alocat banii 300, cât am făcut 300 de mii și 100 de mii... Cotrag noastră dacă să iau 2 pași diminuți. Eu nu pot să fac, eu primăria nu pot, eu pun numai bani. Păi să pun bani, dar nu se face dacă e ori... Dar văd că nu se discută. Păi dar ce să discut dacă nu ăsta? Să urgentați un pic. Păi dar urgentați. Să faci adresă. Când se termină proiectul ăsta, se începe altul. Până acum nu pot să începe altul. Deci în 2022. Păi ce facem? Încep numai proiecte și le las. Să bag un furtun pe supărăr și după aceea... Dați un furtun. Dar nu se poate... La așa comună mare. Și gazele trec prin țară, pe la noi, pe duc din conducta. Alții au la 10-15 km. V-am dat soluția care... Domnul Bodnaru, dar avem o conductă de 3,5 km în Foaia Sărată, care nu este folosită, domnule, nici acum. Nu și-a găsit un agent economic care să o preia. Atenție! De ce nu am cheltuit câteva miliarde de lei. De ce nu s-a găsit? Nu știu, trebuie să-mi dau un primar. Nu mai cum suntem șase case acolo, pentru 200 de metri,
Nu poate. 3 km jumătate. Conducta Zacea a fost explicată odată. Ferăstrău este, dau telefoane lunar, capul a ajuns la ANRE, apoi a ajuns la ANRE. Și ce să fac, să le dau un cap? Și cu noi care avem 50 de minute. Păi și cu dumneavoastră v-am zis, singura soluție să meargă mai repede, că noi faceți un proiect comun și așa merge mai repede. Adică cum să suportăm? Păi da, ne-a costat 2-3 și conduc la pe aici așa, și vine discuți la primărie, eu din fundul țării acolo, că vin în noroi, nu știu ce, plătesc impozit ca și el. El are apă, canal, gaze, de toate. Și noi acolo plătim impozit comparați, la fel ca el. Și eu stau în țară acolo, apropo, și cu drumul ăla nostru. Țineți comparsarea aia la piața acolo, Morman, și eu merg prin normal. Ce ați adus, domnule? Ați adus la fața acolo? Ați adus din plumb bolovan, cât capul, nu știu ce, la loc și ați adunat la fundație. Veniți acum să domnul Bunaru, dacă aveți o problemă cu deci, primarul... Deci, în principiu, nu mi-e luat în funcție, de ulița aia... Domnul Bunaru, mă supăr, că nu dă niciun răspuns din noiembrie și nu știu ce... Că zic acela răspuns. Stați acolo, plecați să nu vă dă răspuns. Așa de să faceți. Nu poate, nu se poate. Nu vedeți cu drumul. Spuneți că ne-a făcut ulița, dar n-am văzut să vadă cum ea. La ce să urmăresc să vin plin din urmă până aici, am să vedeți dumneavoastră. Domnule, dar noi la nivel de primărie putem face numai reparații. Ca să faci un drum, trebuie să faci investiții. Dacă dumneavoastră nu înțelegeți prea pe asta, e problema dumneavoastră. Nu că veniți dumneavoastră și când înceriți bani, poate merge și dă... Când înceriți bani, la un repozit, atât e problemă. Țineți, chiar vreau concasată, mă duc cu căruța așa, îmi dați voi să iau cu căruța să aduc pe ulița mea? Nu-ți dau voi, că nu dau piatra așa, eu când duc piatra trebuie să fac. Păi dar nu duc în eu pun pe ulița. Eu când duc piatră trebuie să fac și recepții după ce am atins-o. Lasă să stea acolo, aia nu? Trebuie, și o să-mi duc piatră să stea așa prin pământul înghețat, păi, fac numai că vrea cineva. Unde duceți pe domnul? Păi dar mă duc în piață și calc cu căruța. Da. Păi dar pe ce să fac, doamne, dacă nu am? Veniți până acolo, n-ați fost niciodată pe ulița aia să vedeți cum arată. Domnul Bunaru, am înțeles problema. Hai să ne cuvântul și domnul Dorneanu, că... Da? La ședința trecută am pus o întrebare, ce este de cadastru? Nu s-a dat niciun răspuns. Deci cine mi-a modificat cadastru? Domnul primar, aveți un răspuns? Ce chestie de cadastru? Am zis de cadastru că mi-a făcut alt cadastru, am primit de la primărie că mi-a modificat cadastru. Ați zis că am ieșit cu gardul în drum. Ieri ați fost acolo, nu am niciun gard. Păi nu, este o ieșire, gardurile sunt înăuntru, e o ieșire care construcționează strada. Ieșire din partea mea? Da, acolo, lângă pod. Unde eu n-am ieșit? Hai, domnule, că-ți dau tractorul dar și fă un șans. Nu că nu știu ce. Șans? Unde să fac șans? Talpa ce este acolo, clădire de 80 de ani, 90 de ani, a fost acolo. Eu n-am mutat nimic. Că am pus-o eu, aia acolo a fost de bunicul. Și atunci aveți pretenții că nu trebuie mașini, că e o cărare. Păi nu trebuie mașini. Eu am strântat drumul acolo. Cine a dat autorizații la vecine să facă... Cine a dat reclamații? Am făcut reclamații, a venit la momentul... Păi la momentul ăla, atunci... A venit, nu s-a făcut nimic. Ați văzut că-s mai grav, dați toți să vină acolo. Dar nu, eu n-am dat nimic. Dați marții care au aprobat atunci. Păi da? Eu când vin să vă fac, acum iar nu sunteți mulțumiți, nu? Da, bine. Domnul Dorneanu, eu știu că cadastrele deci nu se pot modifica. Se repoziționează, poate. Nu există să umble cineva, da, să modifice suprafața. Nu există. Doar repoziționare vis-a-vis de drumul când s-a cadastrat drumul. Am înțeles. O să aduc și o să merg la domnul Bâscă și chiar să... Să vedem dacă... Da. Eu nu cred că este modificată suprafața, da. Nu își permite să facă lucrul ăsta. Da, da. Vă mulțumim. Haideți să trecem mai departe, domnul Dorneanu. Hai să discutăm, să... Da? Să dăm atenție invitațiilor de la firma Tornator. Vă rog frumos. Bună ziua, stimați consilieri, domnul primar. În primul rând, vă mulțumim pentru invitație, invitația dumneavoastră. Ați pus în agenda o problemă pe care, în care suntem interesați, în primul rând, în rezolvarea problemei. Am dorit împreună cu colegii, domnul Bogdan Miai din partea Tornator Administrator, domnul Liviu Flușcă, avocat, și domnul Oliver Spiș din partea Ocolului Silvic Privat Oitus, să avem o discuție directă, cum ați cerut și dumneavoastră, pe tema pe care avem ca subiect în agenda.
Am dori ca să ne prezentați un pic dumneavoastră, punctul dumneavoastră de vedere și cam care ar fi cererea și după aia încercăm și noi la rândul nostru să facem la fel, să vă prezentăm punctul nostru de vedere. Vă mulțumim și rog pe Liviu eventual. Da. Continuăm discuția după ce vedem concret ce probleme. Care e problema ce ați avut dumneavoastră în vedere când ne-ați chemat? Știți, ați spus în agenda ședinței, agenda e un cuvânt care vine din limba latină și înseamnă acele lucruri pe care trebuie să fie făcute. Deci, asta ar fi așa. Da, și așteptăm să rezolvăm. Asta e problema. Aș menționa, Mihai Bogheane, să numai meu, aș menționa că cred că știți deja că investitorii noștri sunt finlandezi, e o companie finlandeză, așa că factorii care au decizia finală sunt în Finlanda. Noi va trebui să prezentăm propunerile, să încercăm să-i convingem și pe ei pentru deciziile cele mai bune. Așa că suntem nerăbdători să demarăm și să vedem care e propunerea dumneavoastră pentru rezolvarea unei probleme destul de importante, adică foarte importante chiar. Domnilor, eu sunt unul din inițiatorii acestei scrisori sau invitații. Invitații sau cum vreți să o luați. Problema noastră este așa. De ani de zile trenează aceeași problemă. Deci nu putem lua o stație de clorinare și pentru cele două butane care sunt acolo, pentru că e vitală. Deci apa e vitală pentru o comună și e vorba și de securitatea a întregii comunii, nu numai ei. Deci, noi, eu am fost ăla cel mai guralin și așa sunt eu, cu vorba mai coleric, pentru că așa sunt eu, săcelător. Și de asta am zis, m-am invitat aici să găsim o soluție comună, să rezolvăm odată problema aceasta. Chiar nu se poate. Am zis noi, am înțeles că a fost și dumneavoastră din Finlanda aici, nu știu, atunci nu eram în Consiliu, deci am lipsit vreo 4 ani de zile, s-a discutat aici, a zis că se poate rezolva, să facem un schimb de teren și tot absolut. Deci nu s-a materializat, noi tot așa am mers, oamenii acum nu vor pe bună dreptate să plătească, iar ceilalți, dacă a rămas apa și canalul sub tutela noastră, deci sub ordinea noastră, a început lumea, dar de civic, că uite, apa a venit tulburi, apa nu-i bună, nu putem plăti, nu, aia, spăla. Deci e o problemă pe care vorba aceasta. Am zis de ani de zile, trebuie cumva să o rezolvăm, să găsim o soluție. Nu dorim nimeni, adică e o genul de problemă care trebuie rezolvată. Păi, tocmai că văd că de ani de zile, încă domnul Osolea și era primar pe atunci, eram și eu încă în Consiliu, de prima dată când s-a început introducerea apei în comună, a fost o altă locație, după aceea s-a schimbat locația, pentru că nu a fost, era tot așa apă de suprafață, a zis să mergem mai la deal, poate ieșa, atunci era acolo și nu era privat, era acolo și lui stat, și s-a mers acolo. Deci, cum putem rezolva această problemă? Spuneți și dumneavoastră că sunteți aici, să vedem cum găsim soluția cea mai bună. Cred că... Am înțeles că s-a încercat un schimb de teren. Teren ce m-a zis că de 3 ori ca suprafață mai mare, acum nu, că valoarea terenului pe care este are o altă valoare. Să găsim totuși, să vedem ori teren, ori valoare, găsim o modalitate să rezolvăm o dată pentru Dumnezeu, pentru că oamenii ăștia care muncesc la apă canal, noroc că s-au împrumutat de aici din banii primării și am fost toți de acord ca să-l mai dăm. Dar nu mai putem merge în continuare așa. Deci apa, nu putem să spunem că este 100% nici potabilă și nici ca să ne putem folosi de ea.
Sunt alte comune, mamă, Doamne, și sate de nici nu știi pe unde sunt acolo, au apă, canal, asfalt. Iar noi ne chinuim de ani de zile să turnăm 2 km de asfalt și nu reușim. Domnule, vă mulțumesc, domnul primar, ca să nu dăm de două răspunsuri, vă rog frumos. Domnul primar, vreți să completați, am văzut că vreți să completați. După cum știți, am discutat, am vrut să rezolvăm pe calea amiabilă. S-a discutat și la nivel de lucrători în primărie. Noi avem zilnic reclamații cu drumul, primul rând. Cu apa este, domnul primar, fostul primar, n-are rost să-l mai întrebăm cum s-a retrocedat, ce s-a făcut, că e ceva trecut, n-are rost să mai discutăm. Ne-am explicat oamenii că drumul nu este al nostru, s-a pierdut, cu toate că și acum este în inventarul nostru. Nu vreau să merg pe alte căi. Am zis, hai să o rezolvăm amiabil. Eu ce pot, și să pot să semnez cu oamenii, pot să dau, cum se spune în termen juridic, sultă dublu, dar nu atât cât aș cerut. Și ca să poată să fie o compensație cu Consiliul, putem terenul ăla, ca să vă mai recuperați, putem, fiind luând o suprafață acolo în arc și să la schimb, putem să punem, aveți clauză că vecinătatea poate să cumpere și să putem să punem în vânzare, că oricum ne trebuie bani, punem în vânzare suprafața respectivă de teren, să participă la licitație, dumneavoastră oricum aveți prioritate ca vecin, așa se vede. Și atunci, în felul ăsta putem să rezolvăm situația. Putem începe în prima fază, că știu că vă doare mult cu drumul, cu toate că, sincer vă spun, de când eram viceprimar, am avut promisiunea și oamenii vin și îmi bat obrazul că facem prin fonduri europene, unde avem noi drumurile sătești, cu dumneavoastră făceam o asfaltare, că se putea, a zis că aveți tot ce trebuie la ea și ne să facă, să aducem fonduri europene, dar se făcea un asfalt, nici nu se mai punea problema drumului. Noi mai interveneam, știu eu, unde e îngust cu oamenii să cumpărăm sau să cedeze, să iasă un drum ca lumea. Și umbla și dumneavoastră, pe plața nu se mai punea problema. Dar așa ați văzut. Au venit o listă mare, a ajuns și la dumneavoastră, că drumul e rău. Noi încercăm să ajutăm, mai facem și noi șanțuri, mai facem când putem. Dar nu putem, noi ca primărie nu putem. Acum știți dumneavoastră prea bine și cu certificarea pădurilor. Ați promis că, băi, dacă nu mai plătim taxe, o să vă ajutăm, o să facem ceva. Noi chiar am oprit un proiect, un parc. Nu era nu știu ce sumă mare. Că veniți cu nu știu ce oameni cu echipă din asta de oameni care construiesc niște unii, îmi scapă termenul de oameni care construiesc voluntar. Undeva voluntar și o să fac un par sau ceva, că nu se mai plătește taxe și impozite, că s-au certificat pădurile. Au rămas numai la nivel de promisiuni. Noi, din partea Consiliului și a Primăriei, chiar am fost, cred că, destul de maleabil cu dumneavoastră și n-am vrea să trecem, că vă spun, numai în județul Bacău s-a cedat drum. Unde avem case și pe stânga și dar nu s-a cedat, aici a fost o greșeală, vă l-am mai spus-o. Domnule, dumneavoastră trebuie să tăceți că ați făcut-o, a fost o greșeală pe timpul dumneavoastră. Păi da. Nu trebuie să mai spuneți nimic, vrea să o rezolvați. Nu să... Păi ai venit dumneavoastră și ai promis să o rezolv. Păi am încercat pentru dumneavoastră, rezolv o grămadă, m-a rezolvat. Eu să fiu în locul nostru, m-aș face mic de roșu așa. N-are rost să răscolim, că dacă răscolim, știți. Și eu juridic, dacă
Da. Aici nu avem, doamne, avem o ședință acum. Dacă juridic e nevoie, chem și jurista, chem și... sau asta se poate discuta după aceea, partea juridică. Dar nu putem, cum ați cerut prima dată, să dăm. Și putem merge prima fază cu captarea și bazilele, drumul puteți să-l mai lăsăm. Că dacă ar fi să pun și numai la pot să pun taxă de pia și ăsta, că putem pune. Nu are rost să ne... să fie între noi divergențe și asta. Sunteți un investitor și e bine să fim în termeni buni. Da. Acum rămâne la aprecierea dumneavoastră. Dacă dumneavoastră nu găsiți... un mesaj al investitorilor. Da, dacă dumneavoastră nu găsiți, găsiți ceva să fie pe placul la amândouă, amândouă ar fi bine. Mesajul din partea investitorilor, proprietarului până da, la urmă, ar fi, în primul rând, că își dorește foarte mult să rezolve această problemă și și-a dorit din prima zi în care a văzut că începe și se construiește la el pe teren, fără să fie informat, fără să existe niciun fel de document, niciun fel de drept, chiar dacă este primăria. A notificat în numeroase rânduri primăria, da? Și i-a informat, oameni buni, ăsta e terenul nostru, construiți pe terenul altei persoane, construiți pe terenul nostru. Evident că nu a avut niciodată interesul să facă un rău comunității locale. De asta nu a mers niciodată în instanță cu această problemă, adică nu a dat în judecată comuna Oituz, pentru că a construit pe terenul său, nu a făcut niciun fel de plângere penală, ne-am dorit să rezolvăm problema. Mai mult decât atât. De acum, cred că 10 ani se fac în curând sau s-au făcut de când e discuția asta și până acum au cheltuit aproape, și o să pară mult, dar este real, a cheltuit aproape 100.000 de euro în problema asta, angajând tehnicieni, da, ingineri, firme, experți, să vină să vadă ce-i proiectul ăsta, cum putem să-l ducem la sfârșit, cum putem să susținem comunitatea. Sus la birou. Și cu avocați, să încercăm să avem soluții. Dumneavoastră știți, cred că și dinainte să fiți dumneavoastră primar, au tot venit, am fost și eu și colegi de-ai mei, am venit aici de fiecare dată la întâlniri, am propus soluții, am încercat să ajungem la un numitor comun. Din păcate, până acum nu am reușit, dar, din nou, suntem aici, asta arată că ne dorim, suntem 4 oameni, adică chiar ne dorim să facem lucrul ăsta. Dar proprietarul vrea, în primul rând, să fie toată lumea conștientă că această construcție a fost construită ilegal pe terenul nostru. Da? Și să nu existe niciun fel de dubiu din partea comunii sau a consilierilor locali. Acum, noi vrem să soluționăm problema. Am înțeles din invitație că e vorba despre bazine și drenurile de captare. Mi se pare că e o altă discuție și e aici. Dar dacă e să discutăm despre drum, cred că și aici pot să spun și pot să confirme domnii de la Tornator, care știu exact ce sume s-au băgat și câți bani bagă în acele drumuri și în reparații, cred că sunt deja și acolo, cred că 100.000 de euro numai în buldozere, în materiale, de fiecare dată repara drumul. Adică înțeleg că oamenii de acolo sunt nemulțumiți și eu aș fi nemulțumit. Că e praf, drumul nu-i bun, dar până una alta nu aș vedea pe Tornator vinovat pentru chestia asta, pentru că ei întotdeauna au fost singurii care, sau nu știu că singurii, dar au cheltuit sume foarte, foarte mari ca drumul să fie practicabil. Nu numai pentru ei, dar și pentru comunitate. E adevărat, dar dumneavoastră a transportat masele noastre din păduri la vale, tot pe drumul ăla. Păi da, care drum este recunoscut. Care interesul dumneavoastră să nu întreținiți drumul. Păi este și interesul nostru, dar tocmai de-aia am și plătit o grămadă de bani, dar nu doar noi îl folosim și pe comunitatea locală. Dar păi de praf la o cisternă săuri așa de două păziți. Există soluții și pentru problema asta, știm și suntem la al doilea proiect cu fonduri europene accesat, care include chiar o soluție alternativă de transport a maselor noastre. Sunt
două, trei soluții la care ne gândim și e o problemă, e o neplăcere, trebuie rezolvată și aia. O să găsim timp să facem niște pași în sensul ăsta, dar în primul rând am vrea să le luăm în ordine, dacă sunteți de acord. Cea mai importantă e calitatea apei potabile. După aia să discutăm și despre... Deci, noi nu putem face investiții până nu suntem proprietari. Asta este important. Eu știu, vă mulțumesc pentru înțelegere că ne-ați dat voie să intrăm și să totuși facem lucrări și nu ne-ați asta. Vă mulțumesc pentru treaba asta și cred că tocmai de asta există colaborare între noi. Nu s-a ajuns la certuri, la amenințări sau la ceva... de genul ăsta, dar ca să putem face investiții trebuie să fie a nostru, că așa este legea. Așa e legea. Prima fază din partea proprietarilor este acela că își dorește ca și comunitatea locală, consilierii locali în speță, să recunoască că prin această construcție, în decursul acestor 10 ani, tornatorul a avut de suferit. Este cumva un minim numitor comun pe care l-am dorit ca să mergem mai departe. Oricum o să mergem mai departe, e mai mult ceva simbolic după ce au cheltuit atâția și atâția bani, chiar cu bună credință, că altfel ar fi putut să nu dea banii ăștia și ar fi fost profit în buzunarul lor. Și, da? Bun, înțelegem că acele terenuri sunt foarte importante pentru comunitatea locală, sunt importante și pentru noi. Dar trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că am cheltuit foarte mulți bani cu proiectul ăsta. Trebuie să primim și noi, chiar dacă o să plătim pentru ce o să primim, trebuie să primim și noi ceva care să fie de importanță pentru noi. Adică nu putem să spunem că se dă la schimb, adică noi oferim, nu știu, 2 hectare și primim 2 hectare la schimb după ce am cheltuit 100.000 de euro. Vrem să simțim și noi că am primit ceva important, chiar dacă va trebui să plătim valoarea de piață. Și aici mă refer la schimb, da? Când facem un schimb de teren. Am vrea să fie un teren care chiar să fie cumva valoros, chiar dacă o să se facă un raport de evaluare, vedem cât valorează ce dăm noi, ce ne dați dumneavoastră și ne plătim diferența care rezultă. Nu vrem mai mult decât ni se cuvine. Știți? Dar nu să avem un teren de 1,5 pe 1,5 hectare. După cât înțeleg eu, dumneavoastră ați vrea să aveți o garanție din partea Consiliului ca să nu facem în două faze schimbul ăsta care v-ați exprimat dorința în acolo în Arșiță, să facem o singură dată hârtii și să plătim diferența, să facem ca în momentul când se face cadastrarea și ăsta, să nu mai facem, sau alipirea, să nu lucrăm de două ori, să facem prima dată numai schimbul care este bazinele și ăsta și după aceea, în compensație, să vă vindem, să facem ulterior. Eu mă gândeam să o facem în două faze. Nu sunt foarte sigur cum s-a ajuns la acea suprafață, dar cred că de comun acord a fost discuția inițial cu acea suprafață de 75 de hectare. Din câte înțeleg, nu este folosită absolut deloc de comunitatea locală. Acolo e destul de departe, adică valoarea... Avem stâne acolo, avem contracte de pășunată, deci nu putem... E curățată integral sau că pe fotograme parțial e, adică s-ar putea la subvenție doar pe parțial. În unele locuri, dacă faci pe valoare, e ca pășune, dar a crescut arboret. Acum e aproape împădurit în anumite locuri. Și fiind împădurit, valoarea crește, dar nu e așa. Este că noi suntem dispuși să plătim cât valorează, da? Dar să plătim și noi la schimb acea suprafață, plătim cât valorează, adică scădem, evident, suprafețele pe care le dăm noi așa, cum rezultă din raportul de evaluare, diferența o plătim, exact cât este evaluat de către evaluator. Aș reveni la o mențiune importantă a domnului primar. Dacă putem ajuta Consiliul Local în ideea că aveți nevoie de bani pentru alte investiții, noi... Dacă raportul de evaluare
ajunge la concluzia că trebuie să plătim 65 de hectare, o să le plătim. Nu e o problemă. La valoarea de piață? La valoarea de piață. Dacă asta ar fi o variantă care ajută ambele părți, de ce să nu... Noi am observat, într-adevăr, sunt 75 de hectare versus, nu știu, 2-3 hectare sau poate și mai puțin. Am stat, am căutat prin toată țara, a fost o muncă de jumătate de zi pe care am făcut-o eu. Am stat, am căutat prin toată țara, situații similare în care se oferă un teren de o valoare sau de o suprafață și celălalt teren dat la schimb este mult mai mare sau de o valoare mult mai mare și se plătește acea diferență, adică nu e ceva ce... ar fi ilegal sau... Deci peste tot unde le-am uitat, Cașulte este la dublu, cam așa. Da. Mai mult nu se poate. Eu le-am pe toate în calculator și le trimit din toată țara, comune, municipii, orașe. Nu cred că ați găsit în care îți plătească Sulta pentru o diferență mai mare de 2-3 ori decât suprafața dată la schimb. Nu e inadmisibil. Am căutat eu și n-am găsit. Peste tot, nu se poate. Deci odată dublu se poate, mai mult nu se poate. Și nu cred că nimeni. Adică deja apare o vânzare mascată, asta ce spune dumneavoastră. Nu că n-ar fi în esență poate consiliul local de acord cu lucrul ăsta, dar asta e o vânzare mascată a diferenței de 70 ceva de hectare pe care vă dăm noi în schimbul celor două, din punctul meu dacă, de vedere. Dacă noi am fi dat, ar fi fost o vânzare mascată, noi am fi dat un teren pe care nu era nimic, nu avea nicio valoare, care nu e situația la noi, pentru că avem niște bazine, niște construcții, niște teren, adică nu venim... Când ați cadastrat, dacă erau bazine, nu trebuia să, ori trebuia să le cadastrați cu bazine, ori nu trebuia să cadastrați, trebuia să ridicați în instanță, că sunt lucrări acolo. Deci nu erau la momentul respectiv și am spus că nu a fost intenția noastră. Prima cadastrare, ăstea erau scoați când la negru ponte. La negru ponte. Și când s-a cumpărat dumneavoastră de bună credință, deja s-au cadastrat și alea. Deci nu are rost să discutăm. Da, deci noi am preluat cadastru. Noi am preluat cadastru. Nu, da, dacă le-ați preluat, erau construcții și trebuia automat. Nu erau. Dar nu erau construcții. Și să răspundă cine le-a bun, dacă la urma urmei. Nu erau. Deci ideea aici nu este să... Dar nu asta e. V-am spus, exact. Nu vrem să răspundem. Nu vrem să atragem răspunde deci, sau să... Acum, uitați, toată lumea ascultă, este... Și cum a zis doamna, împărțim, avem 2 hectare aici, să spunem că dăm dublu, 4 hectare și restul ce putem face să hotărască, să putem ca vecin asta să fie de la valoarea pieții respectiv un teren. Cu asta că noi, dacă sunteți cu asta de acord, atunci... Mă rog, nu, cu diferență. Cu diferență. Păi dar să face niște evaluări. La legea de o tehnică. Pentru că și unde avem și ăsta nu sunt păduri, tot pașii și sunt. Ce deci am nu... rezolvat, dacă rămânem doar la discuția asta despre teren versus dublu suprafeței, nu s-ar acoperi solicitarea investitorilor noștri de a arăta că importanța terenului nostru e un pic mai mare decât. Da, dar atunci încercăm. Dacă am putea merge la o limită un pic mai mare cu diferența de a plăti noi încă 5 hectare sau cât o să iasă în raportul de evaluare, s-ar putea să... Păi trebuie să facem și un raport de evaluare, sau... că de asta vorbim așa, dumneavoastră. Pentru că o să discutăm și despre dreptul de superficie a unor suprafețe. Conducta. Unde sunt conductele. Păi bine, și aia, aia o să încline iar un pic balanța, o să crească un pic suprafața bine. Compensare și nu o să mai interesant. Așa am înțeles că, de fapt, se dorește separat plata superficiei pentru conducte și separat schimbul. Nu asta nu e o problemă. Peste tot când se bagă o conductă, faci e obligatoriu pentru asta să se aprobe. Atunci se dă o despăgubire pentru stricare, se aduce terenul la forma inițială și nu mai e. Că ce sub pământ nu ia statului și așa dăm și noi și la gaz metan și la toate care trec. Na. Până la urmă, investitorii sau proprietarii au spus că își dorește să aibă măcar un 20 de hectare pentru care plătește, dar așa pentru 4 hectare, după atâția ani și atâția bani băgat și atâta efort, pur și simplu nu ar merita. A zis măcar 20 de hectare să fie
sau 25, putem să dezmembrăm pășunea respectivă, se face o dezmembrare, rămân 25 de hectare din partea noastră care se învecinează cu noi, plătim pentru ei și asta e. Ok, nu sunt 75, sunt 25. E proprietarului până la urmă și bucata aia nu i-a adus niciun beneficiu, a fost un câmp acolo. Beneficiul a fost că primăria greșit a făcut casă de apă acolo și acum el vrea să scoate niște bani de până la urmă noastră. Cine? Proprietarul. Dacă nu, acolo era un câmp. Ce bani să scoate? Deschimul terenul sau ceva. Îi plătește la prețul pieței. Plătește la prețul pieței. Da, acum s-a avut doar că el a trebuit deci, bani. Domnule, n-are rost să deci nu împărțim 100 de mii de euro la câte hectare sunt acolo. Nu, nu are rost să ne mai ăsta. Deci ce am cheltuit 100 de mii de euro? Suntem dispuși să-și face o curățire. Asta e problema. O facem sau nu o facem? Că așa o discutăm. Dacă ar fi fost taxat doar pe a obține bani, n-ar fi cheltuit atâta pentru studiile astea. Ar fi dat în judecat, ar fi cerut daune, ar fi început ceata. Dar nu este politica tornator apropo de comunitățile locale. Deci un singur câștig am avea din toată situația asta, să avem o colaborare bună cu comunitățile locale. Vă spun foarte sincer că nu avem cum să recuperăm, hai să zicem, acele 100 de mii de euro pe care s-a cheltuit, să zicem. Credeți, nu credeți, e treaba noastră, e în bucătăria noastră. Deci, noi din nu avem cum să facem dacă ne dați în schimbul banilor 75 de hectare, plătim prețul pieței, oricum acei 100 de mii de euro s-au dus. Deci noi din 100, cu 100 de mii de euro am putea să luăm fără nicio probleme 75 de hectare. Deci credeți-mă, eu cât de cât cunosc pe cum abordează proprietarii, investitorii și cum au abordat până acum problema asta. Vă rog frumos, aș avea o propunere, ieșim din spatele baricadelor, găsiți și dumneavoastră o soluție pentru rezolvarea problemei, veniți cu o propunere, trecem pe hârtie pe care am încercat până acum, dar până la urmă nu s-a semnat nimic. Am înțeles cum și mesajul domnului primar sau cum vede dânsul rezolvarea problemei. Eu văd că cât de cât am fi aproape să fie rezolvat această problemă. Deci, și nu am venit acum doar să vă scăpăm și să onorăm invitația și... Că, și să amânăm. Și să nu rezolvăm nici acum. Da. Deci, dar asta v-aș ruga să vă asumați. Domnul secretar. Introducerea raportului de evaluare a unei suprafețe mai mari, ca să fim și noi siguri că putem obține acceptul din Finlanda. Să vedem cum figurează aceea. Sigur figurează. Vă spun. Cum? Pădurea? Deci, pășunii figurează. Pășunea primăriei, pășunii, pași. Și dacă este cu dâncă de așa pășunii, pași, este legi care nu le dă voie să vină. Nu mai departe de aici la Hârja, când ne-am luat Titeaua. A dat în instanță. N-am putut să vin. E ce? Legea zootehniei tehnice. A venit înapoi terenul la primărie. Da. Și Titeaua a făcut investiții acolo. Și a pierdut în proces. De asta zic, terenul are mai de asta multe. Zic, din extrasul de carte funciară are mai multe categorii de folos. Așa este. Este și pădure, care este lipită de parcela 60 la vânătorului. Am fost acolo împreună. Ce nivotul la carte funciară? Da, e verificat. Ce noi? Cred că pădurea, care este lipită de parcela 60 și aparține de pășunea Arșița... Eu știam că 25 de hectare figurează ca pădure. Și 50 de hectare ca pășunea, a fost 200 de acolo cu ani în urmă. Cred că pădurea se poate da în schimb și după ce se face echivalența, mai discutăm prețul, că n-avem cum. Și noi trebuie să ce va fi banii pentru ce? Noi oricum de mersuri sunt făcute, de mersuri sunt făcute, primim de la... Primim din partea moștenitorului Negru Punte, primim în 2 hectare, în 2 puncte, dar care am înțeles că nu vă interesează. Și, dar oricum le primim în ăsta și cu asta demersul sunt făcute. O să
Acum mai sunt discuții. Acolo este cumva o enclavă, pentru că noi avem acces direct acolo. Trebuie să folosim drumul Cireșu, care aparține tot turnatorului, ca să ajungem acolo. Sau linia de înaltă tensiune, care e o altă categorie de aer. Grâu se arată tot acum să ajungem. Nu s-a ajuns. Dar nu s-a ajuns. 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 Trește la noi, suntem mănăstirea Corcii. Este drumul plaiului. Eu când am dus oile acolo, a trebuit să cer permisiunea lui domn director să ducă pe la Cireș oile, pentru că nu se putea. Pentru că la un moment dat suntem... Deci am Până la fântână sus, traversez. De aceea insistăm un pic pentru introducerea în raportul ăsta de evaluare pentru a unei suprafețe un pic mai mari, ca să fim și noi mai încrezători că obținem mai ușor acceptul din Finlanda, ca să evităm un alt blocaj, alte întârzieri. Suntem foarte hotărâți să facem tot ce ține de noi să rezolvăm problema asta și să facem în 2-3 luni toți pașii care nu s-au făcut în 5 ani. E foarte bine. O să transmitem raportul dumneavoastră, îl punem la serviciu juridic. Da, Liviu verifică. Putem să vă transmitem cazuri similare ca să aveți documentație. Dacă mai trebuie ceva lucrat, o să facem iară cu orice diferență nu se plătește. Orice diferență în minus nu se cere. Sau așa ceva am înțeles. Părerea mea. O să vedem. Dați un raport cum ați făcut dumneavoastră, în urma discuției, lucrat, o să... cu personalul juridic și o să-l discutăm cu consilierii, ne adunăm toată lumea, atunci și vedem rezultatul, ca să luăm o hotărâre de comun acord. Eu nu pot să iau hotărârea, dar sunt de acord să o rezolvăm. În principiu, Consiliul Local, capul soluției, în mod legal, am verificat un pic în trasul CFC, suprafață are categorie de folosință pădure, ar fi în jur de 8 hectare. Pășune, pășune și mai există ceva frușiuță de drum. Dom'le, e vorba de fătet, pădurea de fată, e lipită de șerpe. Asta nu s-ar supune legislativ. Haideți cumva să verificăm asta, cred că sigur varianta asta. Trebuie să știți că și cele de la Negropontes nu ne-ar displace. Noi am discutat un pic și ca platformă, noi și noi am cerut acceptul ca să trecem pe acolo, când a fost cazul. Ne-ar ușura dacă ar fi astea și cele cu pădure care nu... Da. Am putea merge cu o propunere solidă și noi în Finlanda și atunci nu cred că ne mai... Da, Negroponte a zis că înaintea trebuie să ne facă... Acolo ne bine dumneavoastră să faceți pașii atunci... după ce avem un acord, da, ca să fiți... Și atunci avem și asta, spunem ce că sunt poate chiar că ne interesează. Noi și cred că astea împreună ar fi foarte bune. 8 hectare cât sunt la acolo, de ar fi și o bucățică de liniera noastră care tot ne-ar interesa. Noi am zis, v-am transmis ce am dorit de la dumneavoastră în schimbul terenurilor respective. Acum așteptăm să veniți dumneavoastră cu o hotărâre sau cu o propunere. Dacă nu faceți, veți face acești pași, noi nu avem ce să transmitem în strat. Vă spun sincer, trebuie avut puțin în vedere. Trebuie avut în vedere puțin și drumul. Poate reușim cum a zis, cu fonduri europene și atunci nu mai e nimeni. Că și dumneavoastră o să aveți cheltuieli mai puține. Eu cu apa am vorbit cu cei de la Apele Române. Un argument în situația asta ar fi că dacă propunem și noi retragerea cadastrului la drum, da, ca să se poată accesa fonduri europene, atunci e încă o intenție de a... Aia ar fi o altă problemă. Haideți să o lăsăm. Pentru un proprietar de drumuri, drumul reprezintă o gaură neagră de cheltuieli. Întreținerea, repararea, extinderea, știu, modernizarea și așa mai departe. Destul de bine. Păi sunt foarte mult. Cele mai multe cheltuieli sunt la drumuri, dacă vrem să discutăm de investiții specifică și de lucruri de genul. Să o lăsăm.
deocamdată pe aia deoparte și vom vedea că singurul avantaj pe care poate să-l aibă deținătorul de drumuri este să acceseze niște fonduri europene ca să-l poate. Încercăm până la sfârșitul săptămânii să trimitem o scrisoare care să sumarizeze ce am discutat și ce am agreat. Asta ar fi propunerea. Am apreciat dacă am avea și din partea noastră o confirmare și noi putem să dăm mai departe propunerea către Finlanda, să zicem, uite, asta am... Când o trimiteți, o discutăm cu juridicul și toți consilierii, o parafăm, o trimitem și ăsta, că putem face o extraordinară. Dar în principiu ați văzut, de acord consilierii. Dar ca să vedem partea noastră ați văzut, că de fiecare dată am fost să aici. Să vedem și cu asta. Dorință chiar să... Domnul, vorba se duce, dar să vedem ce ne... alimentare cu apă, care... Domnul primar, atât timp cât sunt terenuri, n-ar rost să facem două discuții de terenuri. Că este și la drum teren, este și la bazine teren. Dacă tot se cedează teren, m-ați înțeles, sau să faci o discuție despre teren. Deci trebuie unite, totuși. Nu-i discuții separate. Separate ca asta, dar ca muncă și ca informare și pe dumneavoastră. Problema ar fi că ar putea produce întârzieri rezolvării probleme cele mai importante. Eu zic, prima problemă e acolo. Este jumătate, de la Cireșul încolo. Apa și treaba. Apa. Și nu avem timp, cum a fost atâția ani. Ăsta se poate. Mai putem să mai lăsăm câteva luni discuția. Aici în primul pare, discutăm la fel și pentru asta, ești poate gândit și pentru altă viitoare. Da, așa este. Că o să vedeți că... Eu zic că eu așa am zis din prima fază că e cel mai bine și mai ușor. Da. Eu așa am zis, acum dumneavoastră... Noi vă mulțumim pentru deschiderea. Mulțumim și pentru participare. Mulțumim pentru înțelegere. Mai e așa. Marius, ai ceva de pământ? Ai Marius și Marius. Aștept la diverse. Păi, dar deja suntem la diverse, suntem la ședință. Nu e diverse. Nu mi-s-a terminat. Da, dar mulțumim la participare. Da. Declar ședința închisă pe 21 următoarea ședință.